dintre Revaca și Sângera e plină de ambrozie înflorită. Plantă pe care guvernul a dat ordin să o stârpim și mai ales obligații pentru autorități să facă asta. Dar vedem că autoritățile de la Sângera, din municipiul Chișinău, nu prea au grijă, mai ales de cetățenii astmatici sau alergici care din cauza polenului de ambrozie suferă zilele astea până la o lună întreagă. Suferă înfiorător. Ce-ar fi să le transmitem video ăsta și să-i rugăm să intervină? Cu coasa, cu ceva? Să oprească înmulțirea ambroziei și împrăștierea polenului, că polenul ăsta uneori bate vântul spre capitală, alteori spre Sângera și în Sângera tot aveți, nu-i așa? Oameni alergici, suferință.